Pacea în Europa a fost destabilizată de acțiunea flagrantă și barbară a Federației Ruse de a rescrie arhitectura europeană de securitate. Atacul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să înceteze, iar dialogul și diplomația trebuie să redevină principalele instrumente pentru a rezolva orice disensiune. Vecinii noștri ucrainieni au solicitat sprijin din partea comunității internaționale pentru ca forțele armate să poată rezista și să respingă atacul Federației Ruse. Germania și România se află printre aceste state care aduc un ajutor și un sprijin consistent Ucrainei. Guvernul României donează Ucrainei muniții, combustibil, echipament militar de protecție, dar și alimente, apă și materiale sanitare care se adaugă la contribuțiile trimise anterior ca răspuns la solicitarea Ucrainei prin mecanismul european de protecție civilă. De asemenea, țara noastră este dispusă să asigure tratament medical pentru militarii ucrainieni răniți. Cetățenii noștri trebuie să știe că sunt în siguranță și că unitatea Alianței produce efecte concrete în a descuraja orice fel de agresiune.